Trafic de organe la o clinică privată din capitală. Procurorii fac percheziții la fața locului. Din primele informații, se pare că este vorba despre o clinică privată din sectorul 1. Conform Antena 3, procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1 au suspiciuni că în perioada 2019-2021 această clinică medicală, mai exact administratorul acesteia, la diferite intervale de timp a introdus pe teritoriul României țesuturi de origine umană. Surse din anchetă au declarat pentru Antena 3 că este vorba despre cornee, care ar fi fost adusă din Italia pentru diferite transplanturi. Problema este că această clinică nu avea autorizație specială emisă de către Agenția Națională de Transplant. De asemenea, sursele citate spun că ar fi vorba despre 300 de transplanturi frauduloase în acești 2 ani, un astfel de transplant ajungând până la 6.000 de euro. Procurorii au descins la clinică de unde ar fi ridicat diferite documente. Mai mult decât atât, procurorul i-ar fi adus la cunoștință administratorului calitatea oficială de suspect în acest caz. Clinica medicală funcționează în continuare, iar până la acest moment nu există nicio plângere oficială de la vreun pacient, relatează Antena 3.